Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Eu cred că prima amintire cu Andra e atunci când avea 2 ani. Îmi place așa că sunt vesele amândouă și sunt niște persoane foarte speciale pentru mine. Gătesc mai multe deserturi eu cu mâncărurile sărate. Bun, deci felul 1, felul 2 și desert. Da. Mamă, deci cu voi 3 aș mânca o masă completă. Da, am avut niște probleme cu vitamina D și n-am mai putut să cânt la pian câteva luni bune. Eram... nu pot. Bună seara, dragii mei! Sunt bucuroasă că e primăvară, natura renaște, soarele ne încălzește, iar noi avem bucuria ca în acest decor să ascultăm muzică frumoasă, muzică înălțătoare. În această seară vă veți delecta cu vocile a 3 domnișoare frumoase și talentate, Annelise, Beatrice și Andra. Să le ascultăm! Ce la tine.
Bună seara, fetelor! Bună seara! Ați cântat foarte frumos! Mulțumim! Eu le știam pe Anneli și Beatrice, de mult timp cântă ele împreună ca surori, dar îmi place upgrade-ul ăsta de a avea și o a treia voce și a deveni un grup. Bănuiesc că încă n-aveți nume, nu? Nu avem, suntem la început. Dar poate așteptăm sugestiile celor de acasă. Cine știe, vă vor da un nume potrivit. Puteți scrie în comentarii numele de grup pentru aceste trei fete deosebite. Dacă vă place cum cântă, gândiți-vă la o sugestie și scrieți în comentarii. Așadar, poate o face și cu nume de la emisiunea asta. Tată din ceruri. Aceasta este, cred, prima piesă pe care am auzit-o eu la voi. Nu știu, este prima, este, cu adevărat? Da, este și prima pe care am cântat-o. Ah, vreodată, super. Cred că ați cântat-o la nunta prietenei mele, Lorena Țailăr. Da, așa. Ce vârstă aveați atunci? Erați mai mici, adică arătați complet diferit acum. Foarte mici. Da. Era acum 7 ani, cred. Da, aproximativ. Deci eu aveam în jur de 17. 12. 12, da. 12. Și atunci a fost prima oară când ați cântat împreună? Sau în perioada aceea ați început? În perioada aia, da. Da. Am început să cântăm așa toate trei pe la Pitești, pe la diferite programe la biserică. La biserică. Și deci aveți oarecum 7 ani, doar că bănuiesc că ați mai avut pauze. Da. Și da, de cât timp v-ați apucat serios de cântat trio? De la finalul anului trecut. Bun. Minunat. Deci sunteți acum în debut, concret. Începeți cu repertoriu, cu nume, vă căutați un nume, da? Da, da. Îmi place, mă bucur tare mult. Cum este pentru voi acest moment al anului, când e primăvară, când nu că am avut noi multă zăpadă anul ăsta, dar totuși nu mai e așa frig și începe să apară florile, cum vă simțiți? Pentru mine, eu mereu am spus, primăvara e preferata mea. Și pentru mine. Da, îmi place în loc să vezi schimbarea asta de la toamna asta așa, urât, e destul de urât, da, e întuneric, da, afară, așa. Și acum e tot luminat, frumos, place. Nu știu, mie îmi place foarte mult primăvara, pentru că e vremea asta nici foarte cald, nici foarte frig, exact. E perfect. Da. Deci... Da. Și ție îți place? Da, și mie îmi place primăvara. Sau ai alt anotimp preferat? Care îți place? Îmi place mai mult vara decât primăvara, dar îmi place anotimpul primăvara, pentru că îți dă așa o stare de... viață de început, exact. După vremea poți să mărâtă, da, de iarnă. Da, un fresh. Da. Dar cred că sunteți bucuroase și că imediat simțiți așa că vine vacanța de vară, o, deja de acum mai puțin. Da. Voi sunteți de mici prietene cu Andra. Da. De cât timp vă amintiți așa una de alta? Suntem prietene de când ne știm. Da, de foarte mici. Eu cred că prima amintire cu Andra e atunci când avea 2 ani, știu că noi cei care eram copii, mă rog, mai, ne consideram noi mai mari atunci, da, eram mici, toți încercam să vorbim cu ea, pentru că era cea mai mică din biserică atunci, sau cea mică pe care o știam noi, și încercam să vorbim cu ea, era așa frumoasă, avea părul blond, cred, și ochii albaștri, cum are și acum. Da. Și ți-a și rămas încercam toți să ne jucăm cu ea, da. Tu ți-amintești ceva? Cum toți copiii încercau să... Eu nu mi-amintesc. Da. Dar ce părere ai despre surorile Crăciun? Mă înțeleg foarte bine cu ele. Place așa că sunt vesele amândouă și sunt niște persoane foarte speciale pentru mine. Da, frumos. Și eu pentru suntem, da, foarte apropiate. Da. Mă bucur. Deci nu sunteți doar colege de grup, sunteți și prietene. Și ce activități aveți voi în afară de a cânta, de a repeta? Noi avem un grup la Pitești. Suntem mai mulți și băieți și fete și încercăm să ieșim toți prin lume, să... Să aveți activități de grup. Da, da, diferite activități. Da, ne-am apucat și de un cor
mai acum câtva timp și mergem destul de bine. Foarte bine. Deci aveți activitate muzicală. Da. Iar Betty, în timpul săptămânii, bănuiesc că lipsește, nu? E la facultate. Și am două, de fapt. Da, și eu tu ești aici. Da. Deci activitatea de voastră e pe weekend. Da, da. Așa am și înțeles. În vacanță. Da. Sunteți prietene, dar, nu știu, așa, vă mai aveți momente în care vă certați? Zice sincer acum. Cu Andra, nu. Da. Cu sora, nu? Da, mai avem. Da? De la ce vă certați? De la lucruri chiar simple. Nu ne-am mai certat așa. Acum când suntem mai la separate, nu mai avem de la ce să ne certăm. Mă bucurați că mă vedeți. Da, cu toate. Așa, mai... Te mai una de alta, nu mai... Dar care e mai vulcanică dintre voi? Nu știu, cine se aprinde mai repede? Fua, chiar... Nu știu. Nu știi sau nu recunoști? Nu știu, chiar nu m-am... Glumesc. Nu e una... Adică vulcanică să... Nu. Chiar nu. Ne supărăm noi așa pe... Așa, vă mai șicanați, dar vă trece repede, nu? Și Andra, tu ai încercat vreodată să le împaci? N-am avut ocazia. Băi, dar ce cumiți sunteți, mă. Eu am cântat și eu într-un grup de fete, cu tot cu două surori. Și vă recunosc că mai erau momente din astea în care trebuia să mă bag un pic la mijloc. Până acum, la început. Da. Am înțeles, da. La început e, da, e mai frumos. Da. Nu, chiar vă doresc să aveți activitate pentru mulți ani. Și profesional, dar și relația voastră, lăsând gluma la o parte, se va aprofunda și veți deveni din ce în ce mai bune, din ce în ce mai unite, din ce în ce mai apropiate. Iar prietenia asta ține pentru o viață. Vă spun din experiență, cu fetele de la Nobles, toată viața vom fi prietene. Și chestia asta e ceva ce rar găsești. Să ai un prieten din copilărie până la moarte. Este frumos. Cum ați ajuns să iubiți muzica? Păi, eu și Betty, după cum am mai spus, am început de mici. Am început... Prima noastră apariție a fost la un concurs în care... Ați participat. Am participat, da. Când am început să iubim muzica, nu știu exact când, dar... Iubirea a venit pe parcursul anilor. Eu pur și simplu, da, am și crescut într-un mediu în care s-a cântat foarte des și e frumos. Adică, pur și simplu, ne bucurăm când cântăm. Andra, tu de când ai început să cânti? Eu am început la pian să cânt la 6 ani și apoi încet și cu vocea și cu fetele și așa. Dar ce-ți place mai mult, vocal sau instrumental? Oh. Ce alegere. Sincer, îmi plac amândouă la fel de mult. Și la pian am auzit că ești foarte bună, ești expertă. Așa este. La ce concursuri ai participat? Ce premii ai luat? Numele concursurilor nu le mai știu, dar am fost într-a 7-a la un concurs de muzică de cameră cu două fete. Una cânta la vioară și una la violoncel. Și am luat premiul întâi acolo. Wow, super, felicitări! Ați fost și voi la vreun eveniment de al ei, de la vreun concert, concurs? Nu. Dar știți capacitatea ei. Dar o știm, da. Super. Însă, pentru că totul a început cu două fete, două surori, aș vrea să acum să auzim o piesă a voastră de surori. Ați stat împreună toți acești ani și ați cântat. Mă bucur foarte mult să văd fete tinere care cântă muzică creștină. Apreciez enorm acest lucru și aș vrea acum să ascultăm o piesă care este emblematică pentru voi. Stăm împreună. E cu cânte. Împreună
gătesc mai multe deserturi eu cu mâncărurile ferate. Bun, deci felul 1, felul 2 și deserturi. Da. Mamă, deci cu voi 3 aș mânca o masă completă. E cu cânte. Felicitări, fetelor! La fel vă iese de fiecare dată. Foarte bine, adică. Zi, Andra, tu ce părere ai? Cum le-ai ieșit, fetelor? Le-ai ieșit foarte bine. Cântă bine, nu? Îmi place de fiecare dată cum cântă. Mulțumim mult. Dar tu ai avut mulți ani la dispoziție să le observi din scaun, din bancă, văzându-le cum cântă. Ce părere ai? Ai văzut o evoluție a lor în anii aceștia? E din ce în ce mai bine. Da? Dar acum e și mai bine că te-a luat și pe tine. Asta e evoluția. Cum vă petreceți voi timpul liber în afară de activitățile voastre muzicale și de grup? Ce pasiune aveți fiecare? Beti. Wow. Să mă gândesc. Mie, da. De când am venit la București, am observat că îmi place enorm să mă plimb în parc, în natură. Și ai unde sunt multe locuri. Dar și în oraș, adică îmi place să merg pe străzi aglomerate. Da. Să observ clădiri, să... Da. Pentru că Bucureștiul e foarte frumos. Și îmi place să-l iau la pas, așa. Și când sunt în casă, nu știu. Îmi place să gătesc. Am început să gătesc. Oh, super, iauzi! Păi, Beti, adună și nouă ceva. Ce-mi... Da. Super. Andra, tu ce pasiune ai? Nu știu, câteodată mai stau așa și mă trem ce să fac. Mă pun și desenez. Desenezi? Da. Ce anume? Peisaje. Uh-huh. Și așa, chestii abstracte, nu știu, la oameni, la obiecte nu mă prea pricep. Uh-huh. Și altă pasiune, așa, îmi place să gătesc. Băi, ce fete bune ești. Ana, ești tu gătesc mai multe deserturi eu cu mâncărurile ferate. Bun, deci felul 1, felul 2 și deserturi. Da. Mamă, deci cu voi 3 aș mânca o masă completă. Băieți, atenție, fetele astea și o să gătească. E bune, nu ratați. Și ce gătești tu, Andra? Care este rețeta ta de succes? Le urmăresc pe toate cum trebuie, așa, și mi-e toate de obicei. Toate așa sunt cu succes. Mai merg sabatele pe la ea pe acasă și când pune masa, spune că e făcut de ea și eu sunt, wow, chiar tu ai făcut ciorbă de toate. Deci orice. Deci chiar orice. Și iese foarte, foarte bine. Ia, te-a învățat mama sau de unde? Uh-huh. Mami. Super, e foarte bine. Acolo cu ea și mă uitam și vedeam cum face. Foarte drăguț. Tu ce pasiuni mai ai în afară de a găti deserturi? În ultima perioadă am început să citesc mai mult și am descoperit că îmi place foarte mult să am așa timpul meu de citit. Când mai vin de la școală, încerc să vorbesc cu prieteni pe grup, în un grup de prieteni și în rest... Dar știu că voi studiați, tu parcă studiai la violoncel și tu flaut? Da. S-a oprit această Nu de tot, dar foarte rar. Am înțeles. Nu vă mai place să n-aveți timp? Nu, de plăcut îmi place foarte mult flautul, dar timpul chiar, da, timpul. Cu timpul. Și tu ai mai vrea să cânti la violoncel? Da, bineînțeles că aș vrea, dar acum dacă am axat pe cu totul domeniu, trebuie exercițiu. Da, trebuie să mă concentrez pe ce mai ales să fac. Dar ar fi de încercat așa un trio instrumental, pe lângă cel vocal, da? Pian, flaut, violoncel, nu știu că ați probat, dar eu aș vrea să ascult asta. Dar cu școala cum merge? Foarte ce s-a mai schimbat? Merge foarte bine la mine deocamdată. Da? Da. Tu ai intrat la liceu? Da. Și în ce clasă ești acum? A noua. La ce liceu studiezi? La Dinu Lipati. Wow, felicitări! Și bănuiesc că studiezi pian. Da, sunt pe teoretic, pe profilul teoretic, teorie, armonie, forme și secundar pian. Am înțeles. Analiz, tu? Eu sunt la liceu, sunt clasa 10-a. Eu sunt pe profil științele naturii. Și îți place biologia? Da, biologia îmi place cel mai mult. Super. Ce vei, facultate îți dorești să faci? Îmi doresc să urmez facultatea de medicină, aici în București. Ia, auzi. Iar tu, Beatriz? Eu sunt primul an la facultatea de urbanism.
Urbanism? Ce e asta? Veți este, orașul? Face parte din Universitatea de Arhitectură și Urbanism, Ion Mincu. Cu ce mă ocup? Cu planificarea și proiectarea orașelor. Tot ce înseamnă oraș, absolut, clădirile din el, oamenii, traficul. Foarte interesant. Orice, da. Mai ales clădirile. Și ce materie ți-a plăcut până acum? Sau ce ai învățat nou? Wow! Nou este totul, clar. Cred că mă întream preferată pentru că în liceu îmi plăcea și istoria, a fost istoria orașelor din primul semestru de facultate. Foarte interesant să vezi cât de inteligenți erau și cât de multe lucruri au descoperit până acum. Da, da. Despre orașe, despre cum influențează. Da, e un domeniu fascinant și n-am mai auzit pe nimeni să fie la facultatea asta. Până acum n-am mai auzit. Îmi place foarte mult. Foarte tare. Da. Andra, tu ce-ți dorești să faci mai departe? Știu că sună ciudat, dar tot la medicină vreau. Ia auzi. Da, pentru că și tati e la medicină și am vrea să facem un așa business în familie. Da, foarte bine. Fetelor, nu știu dacă vă mai amintiți voi ce ați spus în urmă cu 2 ani, când ați fost la emisiunea cu Cânte, sau chiar 3 ani. 3 ani sunt de când ați declarat ce v-ar plăcea să faceți în viitor. Hai să vedem! Ce vreți să deveniți când veți fi mari? Analistul, la ce te-ai gândit? Eu m-am gândit, aveam în minte să mă fac medic, dar încă nu știu sigur de această alegere. Dar ce fel de medic ți-ar plăcea să fii, te-ai gândit? Nu, la asta nu m-am gândit. Așa, e numai o idee deocamdată. Da. Tu, Beatrice, ce vrei să fii? Eu m-am tot gândit la mai multe lucruri, am avut mai multe dorințe, așa. La început voiam să continui cu muzica, însă mai târziu au început să-mi plac foarte mult pe ne-am vrut să continui cu ele. Am început să iau diferite cursuri de mai multe limbi, însă acum, nu știu, mi-a cam dispărut și ideea asta, încă nu mai gândesc. Deci, iată, fetelor, că nu prea erați sigure, dar și pe tine mai ales ești tu complet în alt domeniu. Da. Față ce-ți doreai. Uite da. Că tu aveai medicină de atunci. Da, i-aveam un gând. Se pare că... De 3 ani în urmă. Da. Da? E bine. Cum e, Beatrice? Știu că nu eram deloc sigură de ce vreau să fac înainte, dar mă bucur că ți-au aranjat toate lucrurile. Da. Și chiar cred că Dumnezeu a lucrat foarte Când ai realizat că trebuie să mergi la facultatea asta și nu limbi străine, nu muzică, nu altceva? Când am realizat? Foarte interesant. Da, în ultimul an de liceu, clasa 12-a. E bine, niciodată nu e prea târziu, a fost la timp, da. Schimbarea da. Direcției. Andra, sunt curioasă dacă vei ajunge la medicină așa cum îți dorești acum. Vom vedea un astfel de video și cu tine peste 3 ani, 3-4 ani, să vedem în ce direcție o ia viața ta. Dar din ce spui tu, dacă vrei business de familie, e cam clară treaba. Beatrice, cum este să fii studentă față de a fi liceancă? Mie îmi place foarte mult. Cred că îmi place mult mai mult. Probabil și pentru că... facultatea este una care încurajează foarte mult creativitatea și lucrurile în echipă și atunci clar nu e că la școală să mergem, stăm într-o sală, ascultăm un profesor, lucrăm la mese cu machete, împărtășim idei, da. Primim sfaturi de la profesori. E chiar frumos, îmi place foarte mult. Da. Mă bucur. Andra, care este materia ta preferată? Îmi place biologia. Biologia? Da. Ești la muzică. Știu, îmi place și armonia, pentru că de când fac, am descoperit o grămadă de lucruri foarte interesante despre asta și chiar îmi place. Dar știu că la un moment dat ai avut mâna ruptă sau ceva de genul, un gips. Ce s-a întâmplat? Da, am avut niște probleme cu vitamina D și n-am mai putut să cânt la pian câteva luni bune. Wow, cum a fost perioada aia pentru tine? Nu știu, era așa foarte greu pentru că voiam să cânt la pian, dar știam că nu pot să cânt. Și când mai aveam de cântat cu Aida undeva, eram, nu pot. Și cât timp a durat perioada în care nu puteai să îți folosești mâna? Cred că vreo 4 luni. 4 luni, o, e ceva. Sau 5. Cred că e frustrant așa să nu poți să cânti. Da, și de scriat scriam foarte greu. Unele dăți chiar nu scriam deloc la școală.
și eram clasa 8 și era foarte important. Aveam examen și eu nu puteam să scriu. Wow. Și cum ți-ai revenit? Sau ai făcut un tratament de vitamine? Da, am făcut un tratament și mi-am revenit. Acum poți să cânti normal la pian? Acum e totul foarte bine. Dar a fost, ai simțit că 4 luni nu ai putut să exersezi? Ai simțit că ai rămas puțin în urmă sau că trebuie să exersezi în plus? Da, mi-am ieșit din mână atunci, uh-huh. pentru că 4 luni nu mai, e ceva. Nu mai cântam deloc și a fost un pic așa. Din ce știu, și sora ta cântă la violoncel? Da, la violoncel. Voi cântați împreună foarte frumos. Da. E și ea plină de voință, de perseverență. Annelise, pentru tine materia preferată este biologia, din ce mi-ai spus, dar matematica îți place sau nu prea? Trebuie să mă împac cu ea pentru că o să dau bac la matematică. Încerc să fiu pozitivă, să merg pe ideea că totul va fi bine. Da. Că... Deci, cu școala stați aproximativ bine, și bune și rele, ca la toată lumea. Da. Dar muzical, acum revenind, cum faceți voi repetițiile? Cum alegeți piesele, repertoriul? Cine sugerează melodiile? Toate. Da, ne sugerăm melodii. Da. Dacă una dintre noi găsește o piesă, întreabă pe celelalte fete. Dacă le place. Dacă le place, da. Ne sfătuim. Și armonizarea, cine o face? Andrei este foarte bună la lucrurile astea. Dacă tot face școala de muzică. Da. Bravo. Și se ocupă. Super. Mm-hmm. E bine să fie cineva care aude toate vocile și știe cine unde trebuie să fie. Super. Fetelor, este momentul să ne mai bucurați cu o melodie foarte frumoasă, Psalmul 86, care, apropo, are un aranjament foarte frumos. Datoria noastră este să lăudăm pe Dumnezeu prin darul pe care ni l-a dat El, de la El avem acest talent. Felicitări fetelor, foarte frumos a sunat, îmi place aranjamentul, Psalmul 86. Voi aveți vreun psalm preferat? Wow! Toate psalmurile sunt frumoase. Da?
Andra, ai vreun psalm în minte care îți place să-l citești? Psalmul 23, îmi place. E încurajator, da. De ce ați ales voi să cântați muzică creștină? Care sunt valorile voastre? Care este scopul vostru pentru care cântați acest gen de muzică? În primul rând, talentele noastre de la Dumnezeu vin. Adică de asta putem să cântăm, de asta avem ureche muzicală. Și datoria noastră este să lăudăm pe Dumnezeu exact. prin darul pe care ni l-a dat El, de la El avem acest talent și suntem foarte recunoscătoare și la rândul nostru. Este o mulțumire, dar cred că este și o lucrare într-un fel, mă gândesc. Eu sper că oamenii se simtă mângâiați când aud melodiile noastre, se simtă mai aproape de Dumnezeu. Sper. Anda, tu ce vrei să transmite muzica voastră? Știu, așa când cântăm, să transmitem liniște și pace așa în sufletele oamenilor și să se simtă bine atunci când cântăm. Frumos. Care credeți că sunt cele mai importante lucruri în viață și pentru care, prin ceea ce vorbiți cu cei din jur, prin ceea ce faceți, încercați să le transmiteți mai departe? Care sunt valorile voastre? Wow! E greu. Trebuie să mă gândesc. Ce am observat la mine este că încerc să fiu cât mai optimistă, chiar dacă până acum am avut probleme foarte mari la capitolul ăsta și acum mă concentrez foarte mult pe lucrul ăsta, să fiu optimistă, știu că totul va fi bine, pentru că Dumnezeu are grijă de noi și trebuie să am încredere în El. Da. Asta e cel mai important. Da. Să nu fac griji și cred că e important pentru acum. Asta e în mintea mea acum, în momentul ăsta. Andra, tu ce vrei să transmiți celor din jur prin ceea ce ești tu? Ce e cel mai important pentru tine în viață? Nu știu, e important să fii pozitiv în orice moment, chiar dacă, mă rog, câteodată sunt niște momente foarte grele pentru tine, dar așa în rest, nu știu, să transmiți, nu știu, fericire și bucurie și tot ce e legat de asta. Să nu transmiți lucruri negative. Da. Dar care ați observat că ar fi provocările sau suferințele tinerilor de vârsta voastră? Cu ce se confruntă ei? Presiunea din jur. Presiunea anturajului. Mi se pare că cel mai des la tineri văd că sunt preocupați de ce se gândește despre ei, de ce se va spune imagine despre ei. Da, pentru că să facă să fie ca ceilalți. Da, vor să fie ca ceilalți, să fie într-un fel da, exact, acceptați da. De ceilalți. Da. Și asta mi se pare o problemă foarte mare. Da, pentru că nu, de fapt, mare. Nu se plac pe ei înșiși așa cum sunt. Da. Nu au încredere în ei și încearcă să placă altora. Încerc să fie ceva ce ei nu sunt. Da. Da, și au o imagine de sine foarte slabă, da? Din toată de vedere. Ce chestie, că mi se pare foarte încurajați tinerii din ziua de azi, copiii din ziua de azi sunt mereu foarte, nu mai sunt bătuți, nu mai sunt înjurați, da. Părinții se comportă frumos, le oferă tot și ar trebui să se simtă foarte ok cu ei înșiși. Oare de la ce pleacă stima aceasta de sine, de joasă? E interesant. Dar bănuiesc că cu cine intrați în contact, reușiți să îi inspirați și să îi ridicați, să le ridicați moralul, da? Dumnezeu ne poate ajuta și mai ales pe tinerii care sunt la început de viață, cu atât mai mult cred că are grijă să le redirecționeze traseul și mintea să o pun acolo unde trebuie pentru a se dezvolta frumos. Ce vă aduce împlinire în ceea ce faceți voi, nu știu, în familiile voastre, cu prietenii voștri? Ce vă aduce împlinire? Ce activitate? Ce vă face fericite în adevărat succes al cuvântului? Pe mine personal, timpul petrecut atât cu familia și cu prietenii sunt cele mai frumoase momente pentru mine și mereu încerc să le prețuiești. Le prețuiesc, da, la maxim. Nu știu, și pentru mine tot așa, când petrec timpul cu cei dragi, îmi place foarte mult pentru că stăm împreună, povestim, râdem, mai și plângem câteodată.
dar e frumos împreună. Beatrice? Da. Păi... da, cred că ăsta e răspunsul pentru tuturor, mă gândesc. Cine nu se simte bine când e cu persoanele pe care le iubește, nu? Da. Cred că sunt frumoase și momentele în care ești singur uneori. Da, trebuie să mai ai și spațiul. Mi se mai întâmplă să mai am nevoie, da. Dar pentru că tot ați amintit toate trei de familie și de momentele frumoase pe care le petreceți alături de cei dragi, am o mică surpriză pentru voi și vreau să vedeți următoarele imagini. Andra, îmi place foarte mult că tu te joci cu mine, îmi place că mă cânt cu tine la pian și îmi place că ești sora mea. Andra, apreciez la tine căldura și profunzimea sufletului tău și mai ales îmbrățișările tale. Andra, eu apreciez foarte mult strălucirea albastră din privirea ta, apropierea ta de sufletul meu și sunt foarte încântat de sensibilitatea cu care ai crescut și pe care o păstrezi atât de mine. Bună, fetelor! Înțeleg că trebuie să fac o surpriză și ca întotdeauna sunt pregătit deloc, sub imperiul emoțiilor. Mi-aduc aminte de începuturile voastre, la care, cu surprindere, am constatat că Dumnezeu v-a înzestrat cu darul acesta să cântați și să lăudați numele Lui. Și sunt convins că orice părinte își dorește ce e mai bun de la copiilor, dar voi mi-ați depășit de mult așteptările și sunteți mai mult decât meritam sau speram eu. Și vă mulțumesc! Orice părinte e mândru de copilul lui și lucrurile astea mă copleșesc. Iar ca să spun un lucru de care voi nu știți, pentru că asta era ideea acestui live, și tu cât între noi nu sunt secrete, îmi aduc aminte de un episod atunci când Beatrice a făcut suficient de mare și a fost invitată de o colegă să meargă în oraș. Am vorbit cu mama ei, cu soția mea, să o lăsăm să meargă singură. Nu mai fusese singură nicăieri și nu am reușit să o convin decât după ce am promis mamei ei că eu o să fiu în spatele lui Beatrice fără ca ea să mă vadă la o distanță suficient de mare sau de mică, în așa fel încât totul să fie sub control. Așa că pentru prima dată Beatrice a plecat din cuibul ei singurică la întâlnirea cu acea colegă, iar eu în spatele ei, la o distanță la care să nu pot fi observat, și lucrul acesta a însemnat pentru noi o premieră. Dincolo de aspectele astea, vreau să știe că în fiecare zi mulțumesc lui Dumnezeu pentru talentul și harul lor și sunt convins că lucrurile acestea le va ajuta pentru a se clădi, a rămâne lângă el și a fi cu toții mântuiți. La salut! Pam, pam! Deși știți că sunt foarte emotivă când este vorba de așa ceva, de dragul vostru și pentru că nu o puteam refuza pe Ramona, iată-mă și în această postură. Vreau să vă spun că sunt foarte mândră de voi și de tot ceea ce ați realizat în toți acești ani. Mi-aduc aminte de începutul vostru în acest domeniu, de anii trecuți în care erați mici și cu drag lucrați pentru a învăța piesele, iar acum sunteți mari, vă descurcați singure și, după părerea mea, puteți realiza absolut orice. Sunt foarte mândră de voi, vă iubesc și doresc să lăudați pe Dumnezeu în continuare într-un mod minunat. Vă iubesc! Wow, a fost foarte emoționant! Foarte neașteptat, sincer! Sincer, nu mă așteptam la asta! Asta a și fost ideea, să vă surprind, doar că m-a surprins pe mine, m-au surprins părinții voștri! Foarte da. Frumos! Da, ei știu cel mai bine pașii voștri, evoluția voastră, de când erați mici, de când ați pronunțat primele cuvinte, de când ați început să cântați pentru prima oară, iată că nici să vă lase să plecați din casă, n-au avut inimă singură, doar după ce
s-a asigurat că ești bine și ești în siguranță. Cred că ăsta e rolul unui părinte și nu poate fi altfel. Mă bucur că aveți așa părinți deosebiți care au investit în talentul vostru. Vă dați seama că mai sunt copii cu talent, dar care nu au avut sprijinul pe care voi l-aveți din punct de vedere muzical, financiar, pentru a vă dezvolta așa cum ați ajuns să faceți. Și mă bucur că, uite, îi faceți mândri. V-ați folosit aceste daruri pentru Dumnezeu, nu pentru slava voastră. Ați evoluat foarte mult și, ce zic, și eu sunt mândră de voi. Și noi ne mulțumim doar pe această cale. Chiar ne-au ajutat foarte, foarte mult să creștem într-un mod minunat și lor le datorăm totul. Surora ta este foarte îngătată de faptul că te joci cu ea și îți faci timp pentru ea. Cum e relația voastră? E bine. Mai avem niște momente așa câteodată, dar alea trec. Iar tatăl tău este încântat de faptul că ai o relație frumoasă cu el și vorbești cu el. Este de încredere, nu? Da. Persoana ta apropiată. Beatriz, ți-a plăcut mesajul părinților tăi? Da. Da, și neașteptat chiar. Mai ales de la mama voastră, cum spunea și ea. Că ea e foarte emotivă la lucrurile astea și da. Da, dar a avut niște cuvinte foarte frumoase. Da, da. Fetelor, dacă tot v-am pus emoție în glas, haideți să auzim și o piesă cântată cu emoție. Ultima din această seară se numește Merg acasă. O piesă care, așa cum spunea și tatăl vostru, vorbește despre a merge spre casa din ceruri, spre a fi mântuiți împreună. E cu cânte. Când pe un drum lung
Scoatem un CD-ul cât de curând. Super, mă bucur să aud asta. Da. E cu cântec. Fetelor, ne-ați bucurat foarte mult în seara aceasta cu prezența voastră, cu muzica voastră. Aveți niște voci deosebite și îmi place că vă armonizați frumos, vă ascultați una pe alta. Se vede că repetați, am observat că încheierile frazelor le aveți în același timp, ceea ce este un mare secret pentru trei oameni care cântă împreună. Detaliile acestea fac mult. Respirația împreună, închiderea împreună, armonia, tot. Contează foarte mult și mă bucur că le sesizați, le prindeți și le exersați, probabil. Vreau să aflu care sunt planurile voastre de viitor, ca și grup. Ce v-ați propus pentru 2020? Ne-am propus să scoatem un CD-ul cât de curând. Super, mă bucur să aud asta. Da. Sigur să continuăm să cântăm. Asta e sigur. Da. Și vă dau și eu un deadline. Într-o lună, două maxim, să zicem, trebuie să aveți un nume. Deja cântați de 7 ani până la urmă, nu? Să aveți un nume. Și noi ne dorim foarte mult, da. Poate seara asta, vă rog, parte. Nu uitați, scrieți în comentarii nume pentru grupul acesta de fete din Pitești, care încă nu și-au găsit un nume. Poate veți primi în această seară. Concerte aveți, evenimente, mergeți prin țară, mergeți la Pitești să cântați prin biserici. Care este programul? Am început la Pitești cel mai des, da. Bineînțeles, și ușor, ușor, da, cântăm și prin țară. Da. Avem deja invitație la un prieten de-al nostru în Spania. Ne-a spus că dacă pregătim mai multe piese așa, suntem invitate acolo la... Da, deci în afară. Deci bănuiesc că și asta e pe listă, să vă faceți piese mai multe, nu? Da, să mai bineînțeles, siguranță. Și o nuntă o să mai avem în septembrie. Deja. Super. Aveți planificată o nuntă, minunat. Ne bucurăm. Bun, fetelor, eu vă doresc mult succes în activitate și sper că atunci când lansați CD-ul, veniți și la Ecu Cântec, da? Să lansăm aici, să ne cântați noile piese pe care le-ați pus în repertoriu. Da. Și să povestim despre cum este să faceți în studio treabă, cum este să filmați un videoclip, un trio. Da. Va fi de povestit foarte mult pe acest subiect, pentru că această experiență a realizării unui album este ceva deosebit, ce vă va marca pozitiv, bineînțeles. Dragile mele, mă bucur că am putut să povestim în această seară. Mulțumesc că ați venit din Pitești. Mulțumim și noi pentru invitație. Și vă doresc mult succes. Știu că sunteți pe drumul cel bun. Nu vă opriți, ne-au face mândri părinții. Dar și pe voi, pentru voi și vă cred că faceți aceste lucruri pentru că vă aduce bucurie, nu? Da. Da. Dragilor, am avut plăcerea să le avem alături de noi pe Annelies și Beatrice Crăciun și pe Andra Popa. Sper că v-a bucurat prezența și muzica lor. Sunt Ramona Drăvășan și vă dau întâlnire vinerea viitoare de la ora 20. O seară frumoasă! Simpli și smerit.
cărți. Când m-au văzut cei de la liceu că mă pricep să cânt la chitară, au început să cheme alți colegi și să începem să cântăm. Nimic nu este mai frumos decât a cunoaște omul în întregime. Mami și-a făcut Facebook expres pentru chestia asta, ulterior mi-a spusese că voia să știe mai multe despre mine pentru că eram departe de casă. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.